Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă prezint o aplicație mică, dar foarte interesantă, pe care o vom folosi la testarea memoriei. Aplicația se numește MemTest 86 și ne ajută să testăm memoria de pe un stick USB. Nu trebuie decât să butăm de pe stick și să lăsăm să-și facă treaba. Da? Haideți să vedem de unde luăm această aplicație și cum ajungem să o punem noi pe stick. Scriem pe Google MemTest, dăm Enter, primul rezultat, site-ul oficial MemTest 86, de fapt site-ul se numește memtest.org, apăsăm pe Download, aici ne ducem pe Download Autoinstaller for USB Key. După cum vedeți, funcționează și pe Windows 95, 98, pe 2000, pe XP și pe 7, bineînțeles și pe Vista, fără niciun fel de probleme, deci pe toate sistemele de operare putem să folosim acest installer pentru a pune fișierele necesare pe stick. Apăsați download, eu nu-i mai dau pentru că l-am salvat deja, vi-l aduceți undeva unde credeți voi, dați click dreapta, le extrageți cu ce vreți, ori cu 7 zip, ori cu click dreapta și cu WinRAR, ce vreți voi. O să avem aici un folder, îl deschidem, aici este aplicația, îi dăm dublu click, executăm, închidem acest folder și acum trebuie să alegem din această listă stick-ul nostru. L-am ales, este K. Mă mai asigur odată, deschid mai computer și mă asigur că acesta este stick-ul. Da, acesta este, e bine. Și trebuie să bifăm aici formatarea stick-ului, da? Această aplicație o să-l formateze exact cum îi place ei. Ceea ce este foarte bine, după cum vedeți, este chiar recomandat. Bifăm și aici, am selectat stick-ul și dăm Create. Este foarte simplu, nu e nimic greu aici. Așteptăm câteva secunde. Gata, dăm Next, Finish și am terminat, am făcut stick-ul. Are câteva fișiere esențiale pentru a testa memoria. Haideți să vă arăt cum faceți. În primul rând să vă arăt câteva printuri. MemTest. Intrăm iar pe site și căutăm pe aici pe undeva printurile, uitați, acestea sunt printurile, exact așa o să arate în momentul în care o să butați după stick. Pentru cei care nu știu să buteze de pe un stick, hai să vă spun cum faceți. Dacă aveți o placă de bază mai nouă, probabil aveți un boot menu deștept care se descurcă să detecteze stick-ul. Dacă nu detectează boot menu-ul vostru, nu detectează stick-ul, trebuie să intrați în BIOS, pe undeva pe la Advanced BIOS Features, la Hard Disk Boot Priority și selectați acolo. Selectați la hard diskuri, puneți stick-ul primul, da? Îl puneți ori cu plus, să-l ridicați în sus, ori cu minus, să-l lăsați în jos, F5 sau F6. Da, bineînțeles, o să aveți instrucțiunile jos în BIOS. După aceea, butați de pe stick, vă faceți treaba cu el, îl lăsați să testeze. El testează destul de mult, așa că nu vă grăbiți. O să aveți aici, în partea de sus, exact progresul. Aici, la cât s-a ajuns. Aici o să vă afișeze dedesubt, sub ultima linie. Aici nu afișează, dar vă spun eu că o să vă afișeze kiturile de memorie, dacă aveți, sau, mă rog, memoria pe care o aveți. Dacă aveți dual channel, o să scrie aici 128 de biți. Dacă aveți single channel, o să scrie 64 de biți. Aici o să mai aveți câteva date despre cache-ul procesorului, despre ce procesor aveți, cache 1, L2, L3, dacă o să aveți, și o să vă arate cantitatea totală de memorie. În cazul acestui calculator, da, în acest print, memoria este 255 de mega, adică 256, să spunem, și lățimea de bandă a memoriei este 2442 mega pe secundă. Aveți tot felul de informații interesante. Pentru a vedea dacă memoria voastră este bună, trebuie să folosiți acest MemTest sau puteți să folosiți unealta din Windows, Memory Diagnostic Tool sau cam așa ceva, pentru a vedea dacă aveți probleme cu memoria. Cum detectăm problemele cu memoria? Dacă avem probleme la memorie, o să avem probabil un ecran albastru, două ecrane albastre, mă rog, fiecare cum se descurcă. Este foarte probabil că în momentul în care deschideți calculatorul dimineața, când este el rece, să nu pornească din prima, să mai facă încă o buclă, da? Până se încălzește un pic. Asta înseamnă că memoria nu este chiar bună, are ceva probleme, sau, nu neapărat să nu fie bună, sau este probabil să nu fie foarte compatibilă cu chipsetul vostru sau cu placa de bază. Tocmai pentru asta trebuie să ne asigurăm că avem o memorie fără probleme. Aici o să vă afișeze erorile, în caz că aveți erori. Dacă nu aveți erori, bineînțeles că o să vă afișeze 0.
Cam atât a fost pentru astăzi. O unealtă foarte ușor de folosit, foarte ușor de pus pe stick, care nu trebuie să lipsească din colecția nimănui. Este o unealtă foarte interesantă. Dacă nu vreți să puneți pe stick, ați văzut acolo, aveți și imagini, s-o puteți să o ardeți cu un CD foarte bine și aveți o unealtă de diagnostic a memoriei foarte, foarte bun. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro. La revedere!